Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este în Evanghelia după Matei, capitolul 11, citesc de la versetul 2 la 6. Evanghelia după Matei, capitolul 11, de la versetul 2 la 6. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Amin. Pasajul biblic pe care l-am citit este cunoscut în bisericile lui Dumnezeu, este cunoscut în biserica noastră, s-a citit de multe ori, s-a vorbit de multe ori din el și bineînțeles că de fiecare dată, fiind cuvântul Domnului, are Duhul Sfânt ceva în vedere să ne vorbească, să ne spună și să ne deschidă inima către Dumnezeu. Deci istoria aceasta a textului nostru este următoarea, pentru cei ce ne vor asculta mai târziu, probabil pe internet și nu sunt obișnuiți, sunt de aproape cu textul Sfintelor Scripturi și cu istoria biblică. Ioan Botezătorul a fost arestat de către Irod și închis pentru că Irod a fost instigat de soția lui, de Irodiada, să nu-l mai lase pe Ioan să propovăduiască, să predice și să profețească, pentru că a avut curajul să-i înfrunte și să le spună căsătoria voastră nu este bună, tu nu trebuia să divorțezi, îi spune Irodiadei, de soțul tău, și lui Irod îi spune, tu nu trebuia să o influențezi să divorțeze de fratele tău ca să te căsătorești tu cu ea. Și acum, în temniță, Ioan așteaptă să vadă ce se întâmplă. Bineînțeles, este discutabil în lumea teologică, nu este un consens cu privire la a intrat Ioan în îndoială cu privire la cine este Iisus Hristos sau a vrut Ioan să își încurajeze ucenicii lui, spunându-le cu alte cuvinte, eu cred că de aici nu mai ies din închisoarea aceasta, cred că Irod îmi va aduce sfârșitul, dar voi, cum vă spuneam și în alte ocazie, trebuie să mergeți după acela pe care vi l-am arătat că este mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Și acesta ar fi fost motivul pentru care Ioan a trimis ucenicii lui la Iisus Hristos. Eu sunt de opinie că Ioan a avut un moment de dezamăgire, un moment de decepționare, de depresie chiar. Nu este simplu, gândiți-vă doar la acest aspect. Iisus și Ioan Botezătorul erau rudeni, erau verișori. Poate au crescut împreună o perioadă de timp, s-au jucat în țărână și în nisip împreună, au vorbit împreună și acum Ioan, care îl cunoaște așa de bine, dintr-o dată să zică, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Nu-i simplu. După ce ai crescut împreună
cu acest om. Și cum am spus, poate te-ai jucat împreună cu el, ați alergat împreună, ați fugit împreună, ați mâncat împreună. Dar s-a lăsat condus de Duhul Domnului și a vorbit acest adevăr. Însă, acum este închis și este dezamăgit, probabil, pentru că cel ce ridică păcatele lumii nu vine la el la închisoare să facă o minune pentru el să-l izbăvească de acolo. Și de aceea trimite o delegație la Domnul Iisus Hristos să-l întrebe, tu ești acela? Sau să așteptăm pe altul? M-am înșelat eu cumva, doar noi am crescut împreună. Totuși, cine ești tu? Și după uzanța timpului de atunci, Domnul Iisus Hristos nu i-a răspuns, eu sunt Mesia despre care tu ai vorbit, nu i-a răspuns cu aceste cuvinte, ci a răspuns, mergeți și spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Era un fel de a vorbi în timpul acela. De exemplu, când trimișii fariseilor și cărturarilor au venit la Ioan Botezătorul și l-au întrebat, cu ce autoritate predici tu și botezi tu? Cine ești tu? Ești Ilie? Ești profetul? Ioan Botezătorul le-a răspuns în aceeași manieră în care Iisus Hristos a răspuns ucenicilor lui Ioan. Ioan a răspuns și a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. I-a trimis la cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul lui Iisus Hristos este un răspuns prin care Ioan, prin ucenicii lui, este trimis la cuvântul Domnului. Este ca și când Iisus Hristos ar fi zis, mergeți înapoi la Ioan și spuneți-i să citească cuvântul lui Dumnezeu din Isaia 42 cu 6 la 7, 35 cu 4 la 6, 29 cu 18 la 20. Este cuvântul care spune, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se sub ochii voștri, într-o frecvență mare, în Israel, atunci să știți că a venit prorocul, Mesia. Asta înseamnă, deci l-a trimis la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are răspuns pentru toate lucrurile noastre. De aceea ne vom întoarce și noi la cuvântul Domnului în seara aceasta și să vedem ce putem învăța din textul acesta în seara aceasta. Ne vom uita la două lucruri. Într-un mesaj pe care l-am intitulat Profeția numită Ioan Botezătorul. Profeția numită Ioan Botezătorul. Ne vom uita la două lucruri. Primul lucru la Ioan Botezătorul propriu-zis. În pasajul de în seara aceasta, în textul nostru de astăzi, Ioan este prezentat în trei ipostaze. Ne este prezentat Ioan ca persoană. Și ca persoană, el are două caracteristici speciale. În primul rând, ca persoană, el a avut o naștere miraculoasă. S-a născut prin făgăduință divină. Părinții lui erau înaintați în vârstă și nu puteau să mai aibă copii. Dar Zaharia și Elisabeta au continuat să se roage Domnului, să fie credincioși Domnului, să slujească pe Dumnezeu, așa cum găsim scris în cuvântul Domnului, în Evanghelii, și într-o zi, pe când Zaharia slujea la templu, fiind preot, din neamul leviților, un înger i-a vorbit și a spus, vei avea un fiu, și apoi când s-a născut Ioan Botezătorul, Zaharia chiar a rostit o profeție foarte mare, zicând, fiule, tu vei fi mare înaintea lui Dumnezeu, vei umbla înaintea lui în Duhul și în puterea lui Ilie,
vei pregăti calea celui care va veni și este cel prea înalt. Lucruri extraordinare. Deci ca persoană, Ioan a avut parte de o naștere miraculoasă. De asemenea, a avut parte ca persoană de o familie privilegiată. Pentru că s-a născut într-o familie de preoți care cunoșteau cuvântul Domnului, care se îndredniceau cu slujire înaintea lui Dumnezeu. Este un lucru privilegiat să te naști într-o familie de credincioși, să poți să crești cu cuvântul Domnului, să poți să crești sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Este un lucru privilegiat. În Suedia s-a făcut un experiment la Universitatea din Uppsala, Suedia, cu acordul părinților, câțiva psihologi din Suedia, profesori universitari și medici, au făcut un experiment prin care să vadă dacă are putere cuvântul Scripturii asupra oamenilor și dacă are putere un cuvânt urât, murdar, înjurăturile, muzica rock, mai ales heavy metal, împotriva asupra copiilor. Și au avut aproximativ 20 de copii, un grup mic de 20 de copii noi născuți într-o parte și 20 de copii noi născuți în altă parte. Au fost îngrijiți la fel, hrăniți la fel, tot ce li s-a dat la unul s-a dat la toți 40. Dar într-o parte unde erau 20, în continuu, în camera unde dormeau și unde erau, mergea citindu-se Biblia zi și noapte, în continuu. Și dacă nu se citea Biblia, erau cântări creștine. În partea cealaltă, deci cu acordul părinților, erau dialoguri vulgare și era în continuu muzică rock, heavy metal în special. După o perioadă de timp, s-a analizat cele două eșantioane, ca să le numim așa, copiii care au fost expuși la cuvântul lui Dumnezeu și la muzică creștină. Erau liniștiți, au crescut armonios, s-au dezvoltat, au pus greutate pe ei, erau copiii fericiți, arătau fericiți. Copiii ceilalți, din partea cealaltă, care au fost expuși la glume proaste într-una, vorbire vulgară, heavy metal muzică, heavy rock, au crescut și s-au dezvoltat în perioada aceea cu tulburări psihice. Agitați, plângeau, țipau, orice parcă îi speria. Este un privilegiu să crești într-o familie de credincioși, să fii expus la cuvântul Domnului, să fii expus la cântarea creștină, să fii expus cunoașterii lui Dumnezeu. Și Ioan ca persoană a avut o naștere miraculoasă, dar a avut și o familie privilegiată. Poate și tu ai crescut în felul acesta și de aceea folosește-te de acest har. Apoi Ioan este prezentat ca și predicator. Ca și predicator, Ioan a fost marcat de asemenea de două aspecte. În primul și în primul rând, Ioan a fost un om solitar, singuratic. El venea și vorbea mulțimii, dar după aceea se retrăgea în pustiu. Nu era un om prea social. Era un om solitar, singuratic. Pe de altă parte însă, predicarea lui, lucrarea lui, n-a fost numai o predicare solitară, a fost una de succes. Pentru că oamenii au început să vină cu sutele la el, au acceptat să fie botezați,
Era un lucru nou care a fost introdus în Israel, în Iudeia, în vremea aceea, pentru că în vechime nu se făcea botez. De ce au venit el și l-au întrebat cu ce autoritate botezi? De aceea a întrebat Iisus pe contemporanii lui, când i-au pus lui Iisus întrebarea, cu ce autoritate faci tu lucrurile acestea? Și Iisus a spus, am să vă răspund dacă îmi spuneți și voi la o întrebare. Botezul lui Ioan de unde a venit? De sus sau de la el? Dar pentru că erau prea încăpățânați fariseii și cărturarii și prea mândri să admită realitatea, pentru că ei se vede că nu s-au dus la Ioan să se mărturisească și să fie botezați spre iertarea păcatelor, a zis, nu-ți putem răspunde. Și Iisus le-a răspuns la fel. Atunci nici eu nu vă răspund dacă voi nu puteți răspunde. Deci, Ioan ca persoană, Ioan ca predicator. Un predicator de succes. Pentru că oriunde a vestit cuvântul, s-a simțit. Oamenii au înțeles că vorbește cu autoritate și se duceau și îl întrebau, ce să facem? Care este statutul nostru? Cum putem să ne lăsăm de păcat? Deci tot felul de întrebări de trăire frumoasă este Ioan predicatorul. Și apoi a treia poziție în care este prezentat, deci pe lângă persoană, pe lângă predicator, este Ioan prizonierul. Ca prizonier așteaptă moartea și iată că trăiește un moment de îndoială. Tocmai de aceea vrea să fie sufletul lui ridicat. Și Domnul Iisus Hristos nu îl blamează pe Ioan, nu îl face de rușine în fața ucenicilor săi, dimpotrivă îl trimite pe Ioan la cuvântul Domnului, pentru că Ioan era unul care știa acest cuvânt și trăia acest cuvânt. Tocmai de aceea, cum vă spuneam mai înainte, când a fost întrebat, dar tu cine ești? El a răspuns cu cuvântul, eu sunt glasul celor ce strigă în pustie, despre care vorbește prorocul. Cuvântul are putere să ridice, are putere să nască credință, are putere să ne nască din nou. În seara aceasta chiar, la începutul serviciului divin, am auzit acest pasaj, 1 Petru 1, 23. Voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi și care este cuvântul lui Dumnezeu și care rămâne în veac, glorie Domnului. Avem de partea noastră o binecuvântare cum lumea nouă are, cuvântul viu al lui Dumnezeu care rămâne în veac. Ne-am uitat la Ioan din aceste trei ipostaze, persoană, predicator și păstor. Dar să vedem ce ne revelează Iisus în răspunsul lui. Pentru că am spus, mesajul nostru este profeția numită Ioan Botezătorul. Felul în care Iisus Hristos răspunde este o revelație, o profeție despre ceea ce noi trebuie să știm și să cunoaștem. Și anume, uitați-vă, sunt 6 lucruri pe care le prezintă Iisus Hristos și în fiecare din lucrurile pe care le prezintă este o profeție. Iisus Hristos începe cu orbi. Spuneți ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea. Prin aceasta Iisus Hristos ne spune nouă astăzi, păcatul orbește spiritual. Dar orbii își capătă vederea. În cuvântul Domnului în psalm spune, tu luminezi întunericul meu. Apoi Apostolul Pavel spune, odinioară erați întuneric, nu în întuneric, voi erați întuneric. Însă Dumnezeu ne-a deschis ochii ca să vedem neprihănirea lui Dumnezeu.
ne-a deschis ochii să vedem îndurarea lui Dumnezeu, să vedem bunăvoința lui Dumnezeu. Revelația pe care o face Iisus Hristos cu primul exemplu, orbi își capătă vederea, este aceasta: păcatul orbește spiritual, de aceea să ne ferim de păcat. Al doilea lucru, spune Domnul Iisus Hristos, șchiopii umblă. Ceea ce ne revelează Domnul Iisus Hristos spune aceasta: păcatul debilitează, schilodește, handicapează. Păcatul te face să fii handicapat, să nu poți să faci lucrul Domnului, să nu poți să alergi la casa Domnului, să nu poți să alergi în casa celui necăjit, să nu poți să spui un lucru potrivit pentru un om amărât, să nu poți să întinzi mâna, pentru că păcatul debilitează, schilodește, handicapează. 3. Spune Iisus, leproșii sunt curățiți. Iisus Hristos ne revelează și ne spune, păcatul întinează și separă. Un lepros pe vremea aceea și pe vremea noastră trebuia să se separe de oamenii care duceau o viață normală, pentru ca să nu întineze și să nu infecteze pe cei din jur. Și în timpurile noastre este la fel. În România, chiar este în județul Tulcea, mi se pare, în Delta, o localitate numită Tichilești, care este o leprozerie, un loc pentru leproși. Și mulțumim Domnului că sunt oameni curajoși și astăzi care se duc acolo în mijlocul lor, le duc hrană și le duce și cuvântul Domnului. Le duc ajutoare din partea bisericilor, din partea celor care sunt temători de Domnul. Domnul are mărturii și în vremea noastră, dar păcatul întinează și separă. 4. Surzii aud. Printre aceasta ne revelează Domnul Iisus Hristos că păcatul asurzește pe om la cuvântul lui Dumnezeu. Nu le place la oameni să audă despre neprihănire. Apostolul Pavel a vorbit cu unul dintre guvernatorii sub care era închis Festus și spunea, când l-a auzit vorbind despre judecata lui Dumnezeu și despre păcat, nu i-a plăcut. A zis, o să te chem altă dată să te ascult. Nu le place. Păcatul îi asurzește pe oameni la cuvântul lui Dumnezeu. 5. Morții învie. Revelația este aceasta. Păcatul distruge etern. Moarte eternă. Moartea a doua. De unde nu mai poți să fii izbăvit niciodată. Și apoi, ultimul lucru pe care ne-l revelează, spune, și săracilor le se propovăduiește Evanghelia. Prin aceasta Iisus ne revelează și ne spune că păcatul destituie, te fură de binecuvântări. În loc să ai ce trebuie, nimicești pe păcat, nimicești pe plăcere. Ți se duce agoniseala, ți se duce binecuvântarea. Iată o revelație în viața lui Ioan Botezătorul, în cuvântul Domnului, în lucrurile pe care Dumnezeu le-a descoperit Domnul Iisus Hristos și ne spune Domnul Iisus Hristos și ne revelează, dar toate aceste lucruri pe care vi le-am spus, le pot acoperi eu. Le acopere El prin sângele Lui, prin jertfa Lui. Toate aceste lucruri, toate aceste probleme ne izbăvește numai unul singur. Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Puneți la inimă cuvântul acesta, chiar dacă mesajul este mai scurt în seara aceasta, puneți la inimă, pentru că este bine
să trăim cuvântul Domnului așa cum ne cere Dumnezeu să-L trăim și să ne împăcăm cu Dumnezeu în toate privințele, să auzim glasul lui Dumnezeu, să auzim revelația lui Dumnezeu, pentru ca trăirea noastră să fie una care să-L onoreze pe Dumnezeu și să nu cădem în deznădejde. Domnul este cu noi. Ne ridicăm la rugăciune.